Bine v-am găsit la inegalabilul, insuperabilul clip ce se află în geanta mea. Hei, salut dragii mei, ce mai faceți voi? Sper că ați avut o zi minunată. Dumnezeule, de când am mai făcut ce se află în geanta mea? Cred că am un an și jumătate de când am mai făcut genul ăsta de clip. De fapt, am făcut unul în vară, dar era vorba despre geanta de mers la plajă, alea. Și vă dați seama că nu avea de-a face cu geanta, cu pricina, cu adevăratul clip ce se află în geanta mea. Și am zis eu că pentru această ocazie minunată, că filmăm acest clip deosebit, să vă arăt și varianta mini, pentru că cred eu că în clipurile anterioare vă arătam varianta mare, ci iau într-o geantă mai măricică, dar e un mod normal când ies afară, îmi iau genul ăsta de geantă, adică nici mică, dar nici mare, undeva gen medie. Și am zis să vă arăt geanta asta pentru că e favorita mea din ultimul timp, am purtat-o și vara asta și primăvara și iată că sunt și toamna asta cu ea, pentru că e o geantă foarte, foarte versatilă, într-o culoare foarte versatilă și se potrivește la absolut orice. Și bineînțeles, întrebarea secolului este: Elena, de unde ai gentuța? Gentuța este de pe Gamis, dar cu siguranță o găsiți pe toate site-urile astea asiatice dacă o căutați. Cu siguranță este. Este o gentuță foarte, foarte calitativă, materialul e foarte, foarte mișto, e o imitație de piele, tot ce înseamnă fier pe ea este auriu, la spate arată cam așa, eu o port mereu cu breteluța, gen poștaș, are chiar și niște ținte aici, poți să o pui așa pe masă și să nu se strice materialul genții, are și un mâneruș, hai să vă arăt mai de aproape, are și fermoar pentru a închide gentuța, dar eu în mod normal nu o închid. Și să încep aici în spate. Aici în spate are un buzunăraș unde țin eu în mod normal cheile. Acum au fost folosite cheile și le-am lăsat la intrare pentru că în mod normal acolo le las la intrare. Dar ca să vă faceți o idee, aici mereu bag cheiușele. Sistemul de închidere și deschidere e ăsta de aici. Pur și simplu scoți năbădaia de aici, scoți treaba asta și gata. Gentuța e deschisă. Cam așa arată odată deschisă, vedeți că e foarte bine compartimentată, are o grămadă de compartimente, uitați-vă și voi ce e aici, încape aici de toate, veți vedea. Ca să vă faceți idee, are un buzunăraș aici, un compartiment mare, încă un buzunăraș, încă un compartiment cu fermoar, încă un compartiment mare și mai avem aici încă un buzunăraș, dar de data asta fără fermoar. Și hai să începem să scoatem ce este în poșetuță. O să o pun pe aici, așa pe picior, ca să vedeți și voi ce scot din ea. Bineînțeles, telefonul, pentru că unde pleci Elena în viață fără telefon, e și normal. După care, în buzunărașul ăsta de aici, fără fermoal, aici țin fermoal. Să știți că eu o să zic de multe ori fermoal în clipul de astăzi, pentru că mi-e foarte greu să pronunț răul. Fermoar. Bun, am aici în buzunărașul ăsta o gumă de păr, un elastic și mai am aici un ruj, de obicei îl țin pe ăsta după mine că îmi place foarte mult și mă scoate din orice pericol, din orice treabă. Mai exact este Revlon în nuanța 600 HD. Bun, am terminat cu buzunărașul, nu mai am absolut nimic acolo așa, vedeți? Am avut ceva treabă zilele astea, așa că a trebuit să iau mica agendă cu mine. În mod normal, mica agenda e asta. V-am arătat-o eu, cred că la începutul anului, e aici notez eu toate năbădăile. Pur și simplu e o agendă din asta, trebuie să așa că nu trebuie să vedeți și înăuntru. E o agendă de asta circulară în mărime super mică, cred că A7 dacă nu mă înșel. Și după cum vedeți e mică, încape în aproape orice poșetuță și pot să-mi iau notițe rapide sau dacă am ceva de făcut să nu uit. De asemenea am un Pix, pentru că dacă ai agenda trebuie să ai și Pix, zic, bineînțeles asta nu dă focus pe mine, ce faci prietene? Vă ziceam, Pixul de rigoare, Pixul e de la Bic și îmi place foarte, foarte mult. Ce mai am în buzunărașul ăsta? Ah, mai am dezinfectantul de mâini, de data asta îl am pe ăsta de la Daisy, pentru că îl folosește și Alexuța. Trebuie să am mereu o chestie din asta, o năbodaie din asta în gentuță. Este de la Mercy Handy și mirosul este Flower Power. Și ultima chestie de aici, am o din asta, un pliant de la Pinipon, jucăriile favorite ale Alexei, ca să vedeți și am eu în geantă, ca să știu ce am acasă și ce nu am, ca să nu cumpărăm aceleași păpușele. Deci da, viață de mămică. Trecem la următorul compartiment și e ăsta cu fermoar de aici, vedeți? Aici îmi țin eu în mod normal ochelarii, pentru că nu se zgârie. În mod normal nu pun husă la ochelari pentru că n-aș avea loc de ei în poșetă, ochelarii de vedere. Ăștia negri, că tot mă întrebați, ăștia negri i-am de la Mango. Ăștia sunt ochelarii mei de vedere și nu sunt de fiță. Pur și simplu eu trebuie să port ochelari
că sunt miuapă. Bun, mai am și ochelarii de soare, de data asta i-am cărat după mine pe ăștia inimioară. Nu știu care e problema cu mine, dar îmi plac foarte, foarte mult. Pe aceștia îi am de la... Sunt murdari, mi se pare perfect. Pe ăștia îi am, vă ziceam, de la Primark. I-am cumpărat, cred că acum 2 sau 3 ani, ceva de genul. Deci îi am de foarte, foarte mult timp. Și mai am ceva aici în oraș, da. Bineînțeles că mai am o bombonică. Am o mare problemă cu genul ăsta de bombonici. Trebuie să fie peste tot, pentru că îmi plac foarte mult. Sunt de caramel. Bun, trecem la următorul compartiment, iar compartimentul ăsta pur și simplu e pentru portofel. Portofelul meu e din ăla lung și mare, deci ocupă un singur compartiment, numai el, vedeți? Adică, hei, și ăsta e portofelul meu, l-am de 2 sau 3 ani, de pe Rosgal, ceva de genul. Frate, e un portofel care ține, frate, la bătătură, e negru, e impermeabil, ăsta ține la orice. Și în portofel am un... dezastră, Dumnezeule, am colivarii aici, mărunțișu, aici niște bani și aici am multe, multe carduri, ca tot omul. Am cardul de la Eco Bazar, de la Zara am un card, am, ce mai am, card de transport, Ikea, pentru că Elena e mare amatoare de Ikea, am și un card de băut cafea și, bineînțeles, ăsta roșu, cardul de plătit, pentru că... Da, mai plătim și chestii. Aici ar trebui să bag cardurile, dar să știți că mi-e atât de greu să le scot de acolo, încât mai bine le țin așa răvășite pe aici. Aici am permisul de condus, aici am cardul de sănătate. Le bag aici în orificiile pentru carduri, pentru că nu le scot atât de des. Dar restul de carduri, vedeți și voi că le-am aici aruncate. Și da, am decât 20 de euro în portofel. Elena, sărăcie ce ești. Bun, și ultimul compartiment, ăsta de aici, care este cu fermoar. Da, în momentul de față nu e închis. Aici am așa, șervețele, pentru că trebuie în viața asta să ai șervețele. O compresă, dar nu o să o scot acum, că, hei, compresă. Și mai am, stați așa, mai am chestiuța asta. Sunt șervețelele astea pentru eliminare de sebum. Băi, frate, avem iar un val de căldură în Spania. Am avut 38 de grade, deci vă dați seama cum suntem. Suntem, murim de cald. Iar astea sunt salvarea mea, având un ten mixt gras, păi pe căldurile astea vrei și tu să te machezi, să arăți decent? Nu se poate, trebuie să mai te refreșuiești cu genul ăsta de produs. Pur și simplu iei hârtiuța și începi să îți iei excesul de sebum. Stați așa să vedeți ce am eu acum și ca pe față, uite. Tot ăsta e exces de sebum de la Elena, deci vă dați seama ce căldură e. Eu am aici Ditai Lumina. Și îmi bate toată în față, afară sunt 36 de grade, cel mai probabil. Deci vă dați seama ce for de pun. Bun, dragilor, și gata, am terminat. Nu mai e nimic, că e mică săraca. Așa arată ea pe interior. Vedeți că e foarte, foarte calitativă. Deci îmi place foarte mult geanta asta, pentru că e foarte calitativă. Ținând cont că este de pe un site asiatic, bine, a costat puțin el mai mult, este adevărat, dar... calitatea ei este excelentă și v-am spus, am purtat-o toată primăvara, toată vara și acum toamna sunt înnebunită după ea. E foarte, foarte versatilă, culoarea, tot, tot, tot și forma ei e foarte boho, foarte pe stilul meu și îmi place mult, mult de tot. Și iată că ăsta a fost videoul cu ce se află în geanta mea. N-a fost foarte lung pentru că v-am zis, e variantă mini, nu luăm multe chestii după noi pentru că nu avem loc. Eu sper din suflet că v-a plăcut clipul de astăzi și dacă este așa, nu uitați să-mi arătați asta printr-un like, să spuneți în comentarii vouă ce nu vă lipsește niciodată din geantă. În descriere am să vă las link-uri către Instagram și Facebook, unde vă aștept să mă urmăriți și acolo, să păstrăm legătura. Știți că postez chestii super interesante în fiecare zi. Nu uitați că postez de luni până vineri la ora 7:30. În continuare am să vă las pe aici cu alte clipuri de ale mele, care sper să vă placă la fel de mult ca acesta. Elena vă pupăcește extrem, extrem ca de fiecare dată și ne vedem, dragii mei, curând, curând, în următorul clip. Mm-hmm.